Evoluția necontrolată a prețurilor a dat peste cap mai multe lucrări de construcție și asta pentru că prețurile au explodat în ultima perioadă, iar constructorii nu și-au mai permis să le execute la prețurile cu care au câștigat licitația în urmă cu câțiva ani. Cu astfel de probleme se confruntă edilii comunei Șercaia și de aceea multe lucrări de pe raza comunei au stagnat în anul care tocmai s-a încheiat. Deci avem o dată modernizare de drumuri setești care efectiv nici o lopată n-am pus, nu să torn un metru de asfalt. N-am refăcut absolut nimic și anul acesta este o urgență pentru că se închide programul PNDL2, deci trebuie neapărat terminat. Nu știu în ce condiții și cât de repede vor lucra și tot ce le trebuie constructorului să-i asigurăm. Și a doua lucrare, să continui lucrarea de la va de canalizare, care încă mai am de dus ceva documente pentru că la ora actuală, fiind o lucrare pe fonduri europene, nu se mai acceptă absolut nimic. Ce cel mai greu lucru nu este uh, devizul lucrării sau modificările aduse în proiect datorită faptului că nu am găsit apă și patrimoniul. de respectiv unde trec țevile de apă și de canalizare, trebuie să fie domeniu public. Ori cu patrimoniul comunelor, e o mare problemă nu numai la Șercaia, ci la, în toată țara, pentru că asta este. Deci ca să fie trecut în domeniul public trebuie să ai extras CF, ca să ai CF trebuie o documentație trecută până o CPI, deci foarte, foarte greu, dar cu mari șanse, nu cu mari șanse, cu șanse 100% de reușite, nici nu pun problema, că voi încheia în perioada aceasta când nu se lucrează, când nu putem să lucrăm, voi încheia toate aceste documentații și în primăvară să putem lucra și să finalizăm și acea lucrare. Autoritățile locale din Șercaia sunt în căutare de soluții pentru a-l susține pe constructorul care execută lucrările de apă și canalizare în satul Vad. Mai e o problemă acolo la Vad, fiind o lucrare pe fonduri europene, aceasta categoric nu va permite această ace mărire de contract pentru constructor, nu știu cum o să o Materialele sunt în România, deci le vor lua la prețurile care sunt în România. O să văd care va fi baza legală pentru a permite constructorului să achiziționeze materiale și să putem termina lucrarea, dar cu siguranță a Alba Iulia nu ne va permite să suporte diferența de preț de scumpirea practic de la noi din țară. Deci încă o problemă în plus, de la o zi la alta trebuie să fim așa înarmați și arm cu multe armuri pe noi pentru ca să suportăm toate aceste probleme care apar, pentru că este o problemă în plus scumpirea aceasta și fiind o lucrare pe fonduri europene, categoric nu să-mi permită să măresc, să măresc valoarea contractului. Și ce variante ați avea? Variante există, baza legală care v-am amintit mai devreme, dar toate trecute prin Consiliul Local cu multă metodologie, deci să faci explicații transparente, până la urmă mi se pare un lucru normal, în care să demonstrezi că ai plecat de la o sumă și ai ajuns la altă sumă, ca să poată fi verificată de organele de control. Valoarea proiectului de la VAD este de un milion și jumătate de euro. Este o lucrare foarte dificilă, ca orice lucru dificil, altfel nu poți să-l ții minte. Deci este o lucrare dificilă care a necesitat timp, probleme de rezolvat și într-un final, în momentul când va fi funcțională, categoric o să fim mulțumiți și nu o să o uităm prea repede. Așadar, odată cu încheierea proiectului, toți locuitorii satului VAD vor beneficia de alte condiții de confort. Primarul Cristinel Paltin susține că până în luna noiembrie 2022, lucrarea la rețeaua de apă și canalizare în satul VAD va fi finalizată.